A patra ediție a Festivalului Internațional de Film Etnografic s-a desfășurat în perioada 19-21 august în localitatea Zlatna. Filmele intrate în concurs au provenit din Croația, Mexic, Republica Moldova, Portugalia și România și sunt realizate de prestigioase studiouri de producție de film documentar, precum și de autori independenți. Juriul, prezidat de cunoscutul actor Dorel Vișan și format din specialiști în domeniul artei cinematografice, a acordat premiul pentru conservarea practicilor populare filmului Desfăcutul de Făcătură, care se află la a treia participare la un festival de film, obținând tot atâtea premii. În contextul actual, când multe festivaluri de film documentar cu tradiție au dispărut din diverse motive, este meritoriu că primăria unui orășel cunoscut mai mult ca monoindustrial și cel mai poluat oraș al României a reușit să facă din Zlatna, în decursul celor trei zile, un centru al culturii tradiționale printr-o excelentă organizare a acestui festival, în cadrul căruia, pe lângă proiecțiile de film, au mai avut loc și ateliere de creație populară, lansări de carte, spectacole folclorice și de muzică modernă cu inspirație folclorică, a arătat Felician Săteanu, consultant artistic al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș. Manifestările au avut loc pe stadionul orașului, fapt care a dat ocazia sutelor de spectatori prezenți seară de seară să poată urmări proiecțiile de film și spectacolele susținute de mai multe ansambluri folclorice din zonă, dar și de soliști precum Adrian Naidin și Ionuț Micu, Alexandra Ungureanu and Crash.